Șeful PNL Timiș Alin Nica a fost demis de la conducerea filialei. Liderii liberali l-au demis pentru că s-a opus alianței electorale cu PSD la alegerile locale. Liderii PSD și PNL au decis săptămâna trecută să meargă în alianță la locale cu Alfred Simonis, candidat comun la președinția Consiliului Județean, și Nicolae Robu, candidat comun la primăria Timișoara. Biroul Politic Național a stabilit demiterea domnului Alin Nica din funcția de președinte al organizației și numirea unui președinte interimar al acestei organizații în persoana domnului Vasile Blaga. Totodată s-a stabilit dizolvarea biroului județean de conducere a organizației Timiș, structura interimară numită în această seară, cuprinzându-i pe cei 43 de primari al organizației PNL Timiș, alături de primarul Nicolae Robu, evident președintele organizației domn Vasile Blaga, cei doi deputați de Timiș și toți ceilalți membrii ai organizației PNL Timiș desemnați în această structură de conducere. Conducerea PNL, întrunită într-o ședință a Biroului Permanent Național, a decis să valideze ceea ce se stabilise în Comisia de Negociere a Coaliției, respectiv candidați comuni PSD-PNL la alegerile locale pentru președinția Consiliului Județean și Primăria Timișoara. Mai exact, Alfred Simonis va candida pentru șefia CJ Timiș, iar Nicolae Robu pentru funcția de primar al Timișoarei. S-a stabilit în cadrul coaliției candidat comun pentru Consiliul Județean Timiș, din partea Partidului Social Democrat, iar municipiul Timișoara va avea candidat pentru funcția de primar din partea Partidului Național Liberal. Alin Nica știa ce l-așteaptă după ce a avut o poziție incomodă, dar și-a menținut părerea că PNL ar fi trebuit să meargă pe mâna lui. Mai bine îmi taie o mână decât să semnez ca președinte al filialei Timiș o candidatură a domnului Simonis, adică am 20 de ani în acest partid. Și pe vremea USL-ului am candidat tot din partea PNL, n-am acceptat nici atunci un astfel de compromis, deși condițiile erau cu totul altele, n-o să o fac nici acum.